Ceea ce, făceam și ceea ce am uitat să spun este că în momentul când se oficiau slujbele de, în mănăstiri și oamenii veneau cu foarte multe pomenice, cu foarte multe scrie pentru rugăciuni, pentru pomenirea morților sau pentru căsătorii sau pentru diferite boli, aceste pomelnice nu erau citite, erau rupte, aruncate sau în foc, banii erau scoși din, din aceste pomelnice și oamenii credeau că noi ne rugăm atâta timp cât era scris pe bilet. Nu. Totul a fost o minciună, totul a fost un neadevăr. Chiar am vorbit cu cei care erau în rang mai superior și am spus de ce nu se întâmplă lucrurile ăsta și ei mi-au spus, zice, citește-le tu dacă poți, roagă-te tu pentru atâta lume, că noi nu avem cum. Și din nou pentru mine aceasta a fost iară o lovitură foarte mare, căci oamenii veneau cu foarte multe borși și necazuri și plecau înapoi cu ele și nu, le putea, nu se putea rezolva nimic între noi.